Fiscul s-a făcut blând și îngăduitor cu datornicii. Persoanele fizice care înregistrează datorii restante la data de 31 decembrie 2018 beneficiază de anularea obligațiilor, accesorii aferente acestor obligații, dacă achită obligațiile principale până la data de 15 decembrie 2019 și, totodată, dacă au fost achitate și obligațiile fiscale aferente anului 2019. De această facilitate beneficiază și persoanele care la 31 decembrie 2018 datorează doar obligații accesorii. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți aduce la cunoștința contribuabililor apariția Ordinului Ministrului Finanțelor Publice numărul 3126/2019, dat în aplicare Ordonanței Guvernului numărul 6/2019. Acest ordin se referă la anularea unor dobânzi și penalități de întârziere aferente unor obligații fiscale principale sub valoare de 1 milion de lei restante la data de 31 decembrie 2018. De asemenea, pot beneficia de această anulare și acei contribuabili care nu au avut debite restante la 31 decembrie 2018, dar cărora li s-au calculat majorări de întârziere. Pentru a beneficia de amânarea la plată a accesorilor care vor fi anulate, este obligatorie depunerea unei notificări la administrațiile locale financiare. Orice sumă plătită după depunerea acestei notificări va fi folosită la stingerea obligațiilor principale sau a debitelor aferente anului 2019.